fie temeinică, ca să reziste. Biserica e clădită din pietre vii. Nu e clădită din pietre moarte. În pietre vii. Noi suntem pietre vii. Și stâlpii de bază ai bisericii, ai stabilității unei biserici, sunt învățătura apostolilor, legătura frățească, frângerea pâinii. Ori de câte ori mâncați în pâinea aceasta, să vedeți în parul acesta, pe moartea Domnului, până va veni El. Și rugăciunea. Fiți fără grijă. Biserica lui Hristos nu zidesc oameni. În Matei, capitolul 16, spune: Eu voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților. Nu vor birui. Mi se pare normal ca într-o relație a mea cu Dumnezeu, a mea cu Domnul Iisus, să existe oarecum echilibru. Noi ca oameni acum, în secolul 21, suntem învățați să vorbim mult noi. Să vorbească mai ales surorile. Dar, în echilibru ăsta, parcă Domnul Iisus vine și spune: mai lasă-mă să-ți vorbesc și eu ție. Tu îmi vorbești dimineața, îmi vorbești la masă, îmi vorbești la prânz, îmi vorbești seara, îmi vorbești în călătorie. Eu când să-ți mai vorbesc? Dacă nu mă tu vrei să vorbesc, lasă-mă să vorbesc și eu. De-aia zic eu că jumătate de oră s-ar putea să fie puțin pentru denunț ca să vestească cuvântul Domnului. Mai ales că, după cum